Avem două microfoane, unul îl ascundem. Da, dragi prieteni, este chiar Marcel Paven, să nu credeți, el este, au fost deja ore bune de spectacol, de manifestări culturale aici la Moinești și iată îndrăgitul nostru interpret este la televiziunea exclusiv. Dragul meu, în primul rând îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să ne dai acest scurt interviu, pentru că deja a fost o zi plină aici la Moinești. Da, se poate spune că a fost foarte plină. Mai multe ori am acoperit eu, ca să știți, adică bună seara, bine v-am găsit sau bună ziua, cu bună seara, bună seara, bună seara, da. Că e o seară suntem superbă. În direct sau cum? Suntem în direct. Atunci vă iubesc, dragii mei. La mulți ani tuturor mărilor și celor care poartă numele de Sfânt, ziua Sfântă de astăzi. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru invitație, sunt onorat că mă aflu în orașul dumneavoastră, nu este ipocrizie, am descoperit aici un locaj de cultură extraordinar, așa mi-aș dori ca toate casele de cultură din România să arate la fel și să aibă aceeași acustică, deci o locație de bun simț și respect față de noi artiștii care urcăm pe scenele caselor de cultură sau scenele din România. Vorbim de noul așezământ cultural Lira de aici din Moinești și iată, ai avut onoarea de a inaugura acest lăcaș de cultură. Da, eu mulțumesc, da, alături de Orchestra Filarmonică din Bacău și le mulțumesc din suflet. Și de Alice Făiniță. Bineînțeles, o fată extraordinar de talentată, da. Aveți aici o moldoveancă superbă și cu voce pe măsură. Iar faptul că am fost invitat și le mulțumesc încă o dată domnului viceprimar și domnului primar, în ultimul rând domnului primar. Domnul Viorel Ilie, primarul municipiului Moinești. Completează, eu știu cum îl cheamă pe Viorel, dar... Nu, da, pentru telespectatorii noștri. Da, corect, da. Pentru domnul Viorel Ilie, exact. Le mulțumesc foarte mult și pentru faptul că s-a gândit într-adevăr la... și nu numai Moineștiul, s-au gândit la faptul că trebuie să existe un lăcaș de cultură de bun simț. Iată că aici, la Moinești, se găsește așa ceva. Dragii mei, veniți și vizitați acest lăcaș de cultură. Și sper ca, din tot sufletul meu, să se întâmple acte de cultură în această locație. Mi-aș dori din suflet să mă mai chemați încă o dată sau de două ori, de ce nu? Sper să nu vă plictisesc, dar oricum mai vorbim până mâine, da? Și cum vă spuneam, el nu mai vorbește, vorbesc numai eu. Da, 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 păi suntem, ne cunoaștem încă de când... Mă chinuiam de când eram copii, adică. Da, de când eram noi pe la anumite televiziuni, da. Eu copilăream într-adevăr la vremea aceea. Tu erai cu marele hit, cu Frumoasa mea, pe care nu, mereu voi fi cu el, adică. Da. Frumoasa mea, un șlagăr, un hit care ți-a marcat întreaga carieră, poți spune așa. Da, bineînțeles. Și mulțumesc foarte mult compozitorului Ovidiu Comornic pentru faptul că ne-a creditat această piesă. Știți că fiecare artist trebuie să aibă o amprentă, o fărâmă de cultură sau o amprentă muzicală dacă își respectă, bineînțeles, știu eu, statutul său de artist. Iată că eu am avut șansa de a mi se încredința această piesă și a rămas, știu eu, ca o mică legenduță așa, Frumoasa mea, în inima dumneavoastră, a tuturor celor care ascultați muzica lui Marcel Pavel. Iată, într-adevăr, Marcel Pavel rămâne un prieten al Moineștiului și nu numai al Moineștiului, ci al acestei zone care se dorește a fi relansată ca zonă turistică. Dragul, și culturală, spun eu. Și mai ales culturală. Și, desigur, te mai așteptăm cu mult drag aici la noi. Dacă mă invitați, cu mare plăcere. Și am să vin. Îți dorim multă, multă sănătate și am văzut că ai abordat totuși un stil mai clasic de această dată. Da, de dar, ce? De ce? Trebuie să obișnuim, să le dăm alternativă la publicul din România și chiar și din Moinești, de ce nu? Publicul trebuie educat de către noi. Nu publicul te educă pe tine, tu le duci pe el, dar el te acceptă sau nu? Și trebuie să îi arătăm publicului ceea ce avem în sufletul nostru, ce vrem să exprimăm prin cântul nostru. Și nu pot să spun că numai clasic am abordat în această zi. Am cântat cam de toate, dacă îmi dați voie. A cântat și publicul. A fost un melanj așa de piese, da. Dar în special muzica clasică am abordat-o în ultimii ani, pentru că am realizat un dublu album de muzică clasică acum 3 ani și ar fi păcat să nu-mi exprim doleanțele mele. Cum ți s-a părut publicul? Este un public primitor, e talentat, a cântat toată sala și aici în aer liber au cântat, da, spectatorii, da, cu tine. Eu nu pot să spun decât atât. Vă iubesc, dragii mei, sunteți superbi. Publicul din Moinești este extraordinar. Dumneavoastră, celor care ne priviți acum, am rămas foarte uimit de faptul că am fost primit atât de frumos aici. Piesele pe care le-am interpretat de clasic au fost așa de bine primite, alături de Filarmonica din Bacău, extraordinar, superb, și vă mulțumesc, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați primit atât de frumos.
Iată, a fost Marcel Pavel alături de noi. Dragul meu, îți mulțumim foarte mult. Eu mulțumesc. Și sper la revedere, dragii mei. Vă pup pe suflet. Bun.